E sub formă de dovleac! Și să o pupe mama cât de frumoasă este ea. Chiar îmi place la nebunie. Îmi vine să spun atât de multe cuvinte, atât de repede, și nu-mi ies pe gură. Uh, și pe urmă, cine știe când mai ajung în Anglia? Că nu găsești sirop de arțar cu infuzat cu vanilie. Și anume să-mi cumpăr farfurii noi, că ce ați crezut? <laughs> Parcă e un bol de sup, așa, nu știu, îți aduce căldură în suflet. Hei, 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 bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, numele meu este Larisa și astăzi vorbim despre toamnă! Și da, într-adevăr, a venit toamna, chiar și în lei. Bine, cu 20 de grade, 21, 22 de grade, ceea ce e perfect. De obicei, la noi toamna vine prin sfârșitul octombrie. Anul acesta văd că deja am început să avem câteva zile. Nu știu cât o să țină, însă, dacă tot e aici, am zis hai să filmez videoul, că nu prea îmi vine să filmez cu... 30 de grade afară și eu un pulover să zic că hey, a venit toamna, dar dacă e aici, hai să vorbim despre ea. Anul acesta pare că am așteptat toamna, asta e și din cauza faptului că am avut o vară plină, atât cu bune cât și cu rele și m-am bucurat să vină în sfârșit toamna, să apară, um, să apară acest anotimp frumos. Și chiar dacă sunt răsfățat aici, nu avem ploi, nu avem temperaturi foarte scăzute și nu toată, nu toată natura moare, avem verdeață tot anul, tot anul, însă sunt câteva frunze care mor în, în, pe parcursul toamnei, așa că, nu știu, am așteptat-o. Am așteptat-o să vină să, să mă răcorească puțin și parcă să se schimbe ceva în viața mea. Am adunat câteva chestii în ultimele săptămâni legate de toamnă. Am mai spus și în videourile anterioare, sunt foarte focusată anul acesta pe a face casa mai primitoare, pe a... Mă simțim mai bine acasă, nu că nu mă simt bine acasă, pe a face mici schimbări în casă și am încercat să fac, de fapt s-a întâmplat ca aceste... ca aceste schimbări se întâmple chiar în perioada toamnei și sincer mă și gândesc dacă să mai decorez de toamnă cum decoram în anii trecuți cu foarte mulți dovleci, cu una cu alta. Încă nu am cumpărat dovlecii pentru afară și florile pentru afară pentru că aștept să văd cât de mult ține vremea asta mai răcoroasă, ca să nu le cumpăr și să putrezească sau să ofilească. Um, poate o să fac asta în octombrie, începutul octombrie sau în mijlocul octombrie, însă pentru interior deja m-am uh, focusat pe toamnă și probabil o să mai decorez puțin pe aici, pe acolo pentru, pentru Johnny, pentru că el iubește orice de decorat. Hai să decorăm cu e un alt anotimp și în special dacă vede alții că decorează noi, de ce n-am decorat banii? Și dacă tot am decorațiunile, o să fac și asta. Însă, videoul de astăzi este despre spiritul de toamnă, despre ce fac eu să aduc toamna în viața mea și să am așa o toamnă mai cozy, mai liniștită și mai frumoasă. O să facem, o să vorbim despre haine, despre chestii pentru casă, despre băuturi, despre mâncare, despre um, ce mai am aici? Cosmetice de toate. Hai să începem cu cosmeticele, nu? Că astea sunt sunt foarte, foarte fan și să știi că am și produse din România, am și produse din America, am și produse din Anglia, A, așa, uh, din mai multe țări. Uh, primul produs care e de mâncare, ok, am zis că am început cu o să e de mâncare. Toată lumea toamna e cu pumpkin spice, pumpkin spice, pumpkin spice. Dacă nu știi ce e pumpkin spice, e un uh, condiment care e făcut din cuișoare, din scorțișoară și toate uh, aromele astea de toamnă. Și de obicei se pune în plăcinta de dovleac sau Starbucks a venit cu ideea să pună în băuturi și toată lumea e nebunită după Pumpkin Spice Latte, care e o cafea cu uh, lapte și cu uh, acest condiment. Ei, Pumpkin Spice Latte-ul de la Starbucks nu este vegan și are și extraordinar de multe calorii și foarte multe, uh, foarte mult zahăr adogat și e și scump. Sincer nu știu dacă am băut vreodată Pumpkin Spice, poate în trecut când beam lapte de vacă, însă a devenit atât de, uh, de cunoscut acest pumpkin spice încât toată lumea îl pune în orice desert. Este aici un magazin, un uh, lanț de supermarket Trader Joe's, toamna pun pumpkin spice în orice. Deci clătite găsești la ei din astea înghețate, găsești pf, cred că și carne cu pumpkin spice și gustări cu pumpkin spice, totul e cu pumpkin spice. Vi se pare puțin Prea mult. Adică mie îmi place pumpkin spice-ul dacă e vorba de mâncare. Ei, hey, bineînțeles că au venit și cu um, lumânări și cu um, produse de cosmetică, produse cosmetice și geluri de duș, toate astea cu pumpkin spice. Mi se pare mult prea mult. Mirosul meu de toamnă favorit este mirosul de cafea. Eu nu sunt băutoare de cafea, dar am fost băutoare de cafea și singurul motiv pentru care beam cafea era pentru că îmi plăcea mirosul. Bine, și pentru că cred că m-a ajutat din punct de vedere digestiv. Nu mi-a plăcut gustul niciodată, cu toate că o beam doar cu lapte. Nu am fost mare fană, însă mirosul ăla dimineața de cafea e... Oh, și acum îmi place. Însă am găsit acest gel de duș de la Yves Rocher, l-am cumpărat la din România. Cu miros de cafea și chiar miroase a cafea așa, cafea cu lapte, foarte, foarte fain. Am unul făcut ah, în baie, așa, chiar cafea cu lapte, nu e doar cafea, cafea e cafea cu lapte. Nu sunt eu neapărat adeptă gelurilor de duș, însă ăsta miroase a toamnă, miroase a toamna mea, din punctul meu de vedere. Este fără sulfați, cu ingrediente naturale. Uh, și când l-am luat eu avea ceva ofertă cumperi unul și celălalt 50% reducere, din cauza asta am cumpărat două și pare rău că n-am cumpărat mai multe. Îmi place la nebunie și nu pot să zic că ține mirosul toată ziua după ce te ai spălat cu el, însă atunci când mă spăl cu el simt mirosul în dus și îmi persistă puțin pe piele. Deci nu vreau să fie un, un miros foarte sintetic și foarte puternic care să țină 5 luni de zile pentru că știu că nu e atât de natural. Dar, ca să fiu sigură că persistă mirosul și mai bine și că am uh, pielea catifelată, înțelegeți că îmi place cafeaua, am luat și acest scrub de la Nala. O să încerc să las link în descriere la produsele pe care le găsesc cu cafea. Dumnezeule, cum miroase <gasps> Și îți lasă pielea foarte catifelată. Este, cred că au mai multe variante de cafea cu vanilie, cafea simplă. Asta e a, cu cafea, coconat și nucă de cocos și vanilie. De ce îmi place asta? E pentru că lasă pila catifelată, are uleiul ăla de cocos în, in, în el și după ce îți faci scrabul, îți lasă pila moale și catifelată și nu mai trebuie să mai pun nicio altă loțiune de corp pe urmă și atunci persistă mirosul de cafea și mai mult timp. Deci îmi place la nebunie. E extraordinar. E prima dată când încerc produsele de la Nala și chiar, chiar sunt plăcut impresionată și sunt, din nou, produse naturale. Nu știu sigur unde sunt. Sunt făcute în Uniunea Europeană, nu spune în ce țară, dar îmi place la nebunie. Da, am luat câteva scraburi, cred că două cu cafea, din nou, trebuia să fi luat mai multe. Însă e produsul perfect de toamnă, din punctul meu de vedere. Nu știu sigur dacă m-aș vedea cu toate aromele astea de cafea vara și primăvara, însă toamna și iarna, așa, parcă mă trezesc seara. Mă... Nu că neapărat că îmi dau energie, dar, nu știu, e un miros de toamnă pentru mine. Să-mi spui dacă tu ai alt miros de toamnă, dar al meu e de cafea, știu că sună ciudat. Um, da, cam astea, cred că, oh, nu, produse cosmetice. Acest ruj, sunt mare fană acestor ruși de la Bourjois. Am cumpărat, am cumpărat și v-am arătat că am cumpărat din România. Mi-am cumpărat multe nuanțe. Am roz, am nude, am roșu și ăsta este un vișiniu care cred că mi se potrivește destul de bine. Cu el sunt dată acum. E nuanța 15. Așa, roșu cărămiziu. Și eu l-am cumpărat de la DM. E... Și am fost foarte tristă la început pentru că am zis... Păi după ce se termină chestia asta aici de sus, vârful, unde e restul de produs? Se poate ascuți, îți trebuie o ascuțitoare mai mare, dar se găsește la Sephora sau la, la magazinul astea cu produse cosmetice, e ascuțitoarea mică și ascuțitoarea mare și chiar dacă asta pare plastic, de fapt e plastic, se ascute foarte ușor și uh, într-adevăr ține produsul mult mai mult. Voi m-ați luminat și vă mulțumesc pentru asta, însă da, îmi place foarte mult, ține destul de bine pe buze și îmi place că nu usucă, și culorile, nu știu, știu că toată lumea zice asta de uh, rujul, dar chiar e ca un balsam de buze cu culoare. Acum nu pot să zic că neapărat îmi, îmi ajută buzele să fie mai catifelate, însă e moale așa, nu știu, când îl pui pe buze e extraordinar. Îmi place, îmi place um, consistența lui. Și ține destul de mult, nu e ca și un ruj din acela mat care îți usucă buzele. Însă da, sunt foarte mulțumită de aceste chestii de la burjoa și sunt, bineînțeles, foarte, nu foarte ieftine, dar sunt accesibile la preț comparativ cu, nu știu, un ruj de la Dior sau un ruj de la Sephora, pe care îl cumperi din Sephora. Uh, nu este un video sponsorizat, ca să știți, ca să evităm comentariile astea, că te-au plătit și n-ai spus nimic, nu, nu m-a plătit nici Burjoa, nici Yves Rocher, nici Nala. Uh, și tot de la Yves Rocher am luat această cremă de mâini, Mie îmi place să am crema de mâini în, în geantă și asta este o cremă care ajută la eliminarea punctelor negre de la soare, maro, de pe mâini și miroase foarte bine și e și hidratantă și îmi place că e destul de micuță, 50 de ml și poate fi pusă în, gen, în, în geantă. Bine, nu toate gențile mele, cam unele care sunt foarte minuscule, însă îmi place să am la îndemână o, o, o cremă de mâini mai mică. Eu de obicei am din astea bidoane în astea mari, le-am puse pe, la fiecare ghivetă și după ce o spăl pe mâini, uh, îmi hidratez mâinile, îmi dau cu o cremă de mâini, însă pentru așa când sunt în deplasare, nu sunt acasă, îmi place foarte mult și îmi place că nu lasă mâinile um, untoase sau, da, nu sunt untoase, sunt doar hidratate și chiar hidratează mâinile. Funcționează pentru mine. Așa, și cred că astea sunt produsele cosmetice pe care le recomand toamna asta și care au adus toamna în, în viața mea. Următorul punct e mâncare. Când vine vorba de mâncare, cel mai mult îmi place plăcinta cu dovleac. Îmi place atât plăcinta cu dovleac americană și este o rețetă pe care o fac din una din cărțile lui doctorului Gregor de gătit și o să-ți las o poză cu ea. Îmi place la nebunie rețeta respectivă, e foarte ușor de făcut, fără zahăr adăugat, dar este o plăcintă americană fără, fără crustă, așa îi spune, da? Fără aluat, dar e sănătoasă și rapidă și ne place la toți trei. Pe urmă, îmi place foarte mult, s-ar putea să fie numit strudel, dar de fapt e plăcintă cu dovleac. Eu așa am crescut cu ea, mătușa mea a făcut plăcinta asta cu dovleac, e un strudel umplut cu dovleac și e delicioasă, însă da, într-adevăr folosesc foietaj. Foietajul, chiar și cel vegan, e făcut cu leiuri vegetale. Nu sunt mare fan asta, însă o dată sau de două ori pe an mănânc acest strudel plăcintă cu dovleac românească, pentru că este extraordinar de bună. Și um, asta e la capitolul de dulciuri. Bineînțeles că îmi place să gust și alte chestii de prin supermarketuri, însă, majoritatea au ingrediente care, care nu-mi plac pe care nu le agrez și mi se pare că pun foarte, e foarte mult marketing în asta, orice cu pumpkin spice, chiar dacă nu e sănătos. Varianta cea mai sănătoasă, din punctul meu de vedere, e acea plăcintă americană cu dovleac și mai este varianta mai nesănătoasă, dar care face bine la suflet, este strudelul sau plăcinta cu dovleac românească. O altă chestie care îmi plac să le beau toamna sunt ceaiurile. Am revenit la băut de ceaiuri. Știu că și vara poți să bei ceaiuri, poți să bei ceaiuri reci, poți să pui gheață, însă nu sunt mare fan. Am cumpărat câteva ceaiuri de la Fortune uh, and Mason din Anglia și pot să spun că îmi plac la nebunie. Acesta este unul nocturn care și le cu ceva, uh, note așa, de, de spices, de, uh, de toamnă, și îmi place la nebunie. Be să beau seara o cană din asta, nu beau în fiecare seară pentru că știu că sunt doar 15 punguțe aici. Uh, și pe urmă, cine știe când mai ajung în Anglia? Aștept să fie livrat ceva și am sărit de fundul sus că n-am și dacă e domnul de la livrare. Dar mi s-a părut foarte interesant care are două capace chestia asta, cutia lor. Uh, ce e primul? Poate păstrează ceaiul proaspăt pentru mai mult timp? Nu știu, dar e foarte fain și cred că la final o să țin cutia. Uite la mine cum păstrez cutii din astea. Uh, e faină, nu știu. În Montana am câteva cutii din astea din... Uh, Aluminiu pe, în care păstrez anumite chestii, gen șurubele mici și din astea de prin casă, așa că poate îmi duc și pe asta. Și un alt ceai care îmi place să-l beau toamna este ceai cu aromă de ceai. Se, uh, se scrie c h a -I. și îmi place să pot să-l fac așa. E un ceai indian, cred că acolo au început și acolo îl beau foarte mult. Acesta este fără pliculețe, sunt doar... Nu pot să deschid așa cum... Ba da, sunt doar frunzele și fructele uscate. cum miroase! și îmi place să-l fierb cu apă, cu puțină apă și să adaug lapte sau să-l fierb direct în lapte. Și are un gust foarte bun. Poți să pui și un strop de sirop de arțar la final sau un strop de miere dacă îl vrei mai dulce și este extraordinar de bun. Însă acesta îl beau pe parcursul zilei pentru că are puțină cafeină Um, știu că sunt unele care sunt făcute fără ceai negru Și acelea nu au cafeină Însă ăsta este făcut cu ceai negru Sunt foarte mulțumită de, de stocul meu de ceaiuri Și o să le beau toamna asta Pentru că nu știu, că ciocolata caldă O asociez cu, cu Crăciunul Poate în decembrie uh, Dar ceaiul îmi place să-l beau, să beau toamna Chiar și iarna, dar în special toamna Tot de băuturi îmi place să beau macea. Uh, matcha mea de la Macea Bar România, maceabar.ro și cred că încă e valabil codul Larisa12 pentru 12% reducere, nu sunt plătită de către Macea Bar să zic asta, însă îmi place macea lor, e calitativă și o folosesc. Și cum fac macea să fie o băutură de toamnă? Ei, o amestec, când o prepar, o amestec cu puțină scorțișoară. Sau dacă ai condiment pumpkin spice, poți să pui Pumpkin Spice-ul, dar dacă nu, doar scorțișoară. Sau poți să o pui la final deasupra. Fac uh, macea, laptele, amestec uh, pudra de macea cu apă fierbinte, cu apă călduță, o amestec așa, pe urmă pun laptele care deja are spumă, îl pun în frator să fac spumă și la final deasupra poți să adaug scorțișoară sau dacă nu, atunci când amestec pudra de... de macea de ceai verde, pot să, -și puțin și, poți să pun și puțin scorțișoare și amestec atunci. Și băutura perfectă de toamnă, într-adevăr, nu are același gust precum o băutură de la Starbucks, însă nu are nici același număr de calorii și nu are nici același, același preț. Și încă o chestie, dacă vrei să-ți faci băuturile de toamnă gen macea sau dacă îți faci cafea cu lapte, și vrei, fui și puțină scorțișoară și vrei să o faci așa mai, mai nu știu, mai să-ți ungă sufletul mai mult toamna și ești, ai, o bază, ai o dietă pe bază de plante, îmi vine să spun atât de multe cuvinte, atât de repede și nu mi e pe gură suficient de repede. Îți recomand să adaugi puțin lapte de cocos, dar nu lapte de cocos din acela de la sticlă, Uh, lapte de cocos de la conservă. Poți să ai o conservă de lapte de cocos deschisă în frigider, ține vreo 5 zile și o amesteci bine de tot și poți să pui o linguriță de din aia în, în cafea sau în matcha și îți dă o aromă mai deosebită și grăsime și uh, un, uh, nu știu așa, e normal grăsimea și băuturile astea mai, mai uh, cu multă grăsime și chiar mâncarea, că mâncăm iarna cu mai multă grăsime pentru că e mai frig afară și consumăm mai multe calorii doar fiind afară sunt așa, nu știu, un pe suflet mai mult. Un alt preparat, o alt nu știu dacă e condiment neapărat, pe care îl folosesc toamna și îmi place la nebunie, este siropul de arțar. Și mie îmi place să cumpăr acest sirop de arțar de la uh, Run... Run nu știu cum se pronunță, sincer, uh, brandul. Însă, de ce îmi place la acesta este pentru că vine cu anumite, uh, anumite arome. Asta cu vanilie și scorțișoară este toamna, împachetat într-o într într sticlă și mi-am luat și asta cu cafea. Cum fac ei asta? Ei păstrează toate aceste, păstrează siropul de arțar în butoaie din astea de lemn de vechi, au vanilie acolo, păstăi de vanilie. Și dacă nu găsești sirop de arțar cu, infuzat cu vanilie, îți recomand să-ți cumperi un sirop de arțar normal, să cumperi o păstaie de sau două, trei, depinde de cât de mare este sticla ta de sirop de arțar, de vanile, păstăi de vanile, se tai pe jumătate așa și să scoți cu cuțitul, să razi din boabele alea de vanile și să pui și boabele alea de vanile, pasta aia de vanile din păstaie și păstăile în, în sticla ta de sirop de arțar. Și poți să o lași așa o lună de zile în frigider și o să înceapă să prindă aroma asta, că e infuzată cu vanilie și e demențial. Deci îmi place la nebunie. Nu știu dacă poți face asta cu mierea, nu cred că funcționează la fel de bine. Însă cu siropul de arțar, da, și da așa o aromă de toamnă, de iarnă. Cu toate că na, siropul de arțar are aromă de toamnă. Și încă ceva, îți recomand, dacă nu ești mare fan sau fană Sirop de arțar, îți recomand unul mai deschis la culoare. Cu cât e, e mai închis la culoare siropul de arțar, cu atât are o aromă mai puternică. Cu siropul de arțar, ca și cu multe altele, nu sunt toate la fel. Ține că am încercat pentru prima dată un sirop de arțar, din asta ieftin de la un. Uh, cred că am fost la un restaurant și ne-a dat cu plătitele americane și sirop de arțar, avea un gust oribil. Am zis că în viața mea nu în asta. Până am fost în Canada și am încercat acolo și pe urmă am descoperit siropul de arțar mai de calitate, mai calitativ. Și am devenit mare fan. Și, într-adevăr, e zahăr, într-o altă formă, sub o altă formă, nu la fel de nesănătos precum zahărul alb, însă sunt atent atunci când îl folosesc să nu folosesc cantități foarte, foarte mari. Însă toamna, așa pe o clătită, puțin pe o ovăz, are un gust extraordinar și dacă îi schimbi aromele, atunci poți să ai arome diferite la micul dejun, doar cu schimbarea siropului de arțar. Așa că sunt mare fan și îl recomand. Uh, și dacă găsești doar simplu, îți recomand să îl infuzezi cu puțină vanilie și o să i fie 10 din 10. Și dacă tot suntem la capitolul bucătărie, nu puteam să doar îmi cumpăr de mâncare cu arome de, de toamnă și să nu fac și alte chestii în bucătărie și anume să-mi cumpăr farfurii noi, că ce ați crezut? <laughs> că am suficiente farfurii? Nu? La și-a descoperit că nu are suficiente farfurii. Nu, dar am, am plasat o comandă destul de mare la Anthropologie. Ar trebui să merg și în magazine să vă arăt noua colecție pentru că m-am uitat direct online um, că am vrut să fac unele schimbări și zic hai, plasesc comanda și le primesc. Câteodată în magazine vine mai târziu um, comanda și am doar în magazin aproape de mine și nu au tot timpul tot ce îmi doresc. Așa că m-am uitat online și am plasat o comandă. Primul lucru pe care mi l-am comandat a fost această cană pe care v-am arătat-o și acum două, trei vloguri. Este cu o veveriță. Am una la fel cu ciuperci și îmi place foarte mult. De ce îmi place foarte mult este că are gura asta mare și cu toată îmi fac macia direct aici. Nu mai folosesc bolul de macia, îmi pun pudra de macia aici, amestec cu pămătuful acela și pe urmă pun laptele și gata, macia nu mai trebuie să mai folosesc două ustensile. Asta e când sunt uh, uh, puturoasă, cam tot timpul. Dar mi-a plăcut asta cu veveriței de toamnă. O am și pe cealaltă cu ciupercile. Și da, mi-am promis că nu mai îmi cumpăr căni, însă astea chiar le folosesc foarte mult. Că e așa, nu știu, îmi place că e deschisă mare, parcă e un bol de supă, așa, nu știu, îți aduce căldură în suflet. Și nu puteam să am doar cana cu veverița, nu? Că doar ce, suntem sălbatici noi? Nu, nu suntem sălbatici, mi-am luat și farfuria. Din nou, am și farfuria cu ciuperci, nu puteam să las cana asta singură și să fie una și cu, și cu reverița. și are și ciuperci. Sunt farfurii care întruchipează toamna. E toamna pe o farfurie sau într-o farfurie. Și dacă tot am luat-o pe asta, am zis să mai, să mai cumpăr una, nu? Normal. Cu o păsărică. M-am gândit cana pe care o să o cumpăr, pe aia cu păsărica sau aia cu veverița. Dar am zis că veverița întruchipează mai bine toamna decât, decât păsărica. Și dacă tot le am pe astea două, pe să am set să fie măcar patru, nu? Și am găsit încă o farfurie, care chiar e toamna într-o farfurie, cu dovlecii ăștia, e superbă și cu verdele. Sincer, m-am gândit unele dintre ele să le pun pe, pe um, perete în bucătărie. Am un perete în bucătărie unde aveam semnul la love și le-am am dat jos, am zugrăvit și vreau să pun acum farfurii pe el. Am câteva farfurii așa pregătite cu fructe și flori și mi-am dat seama că alea sunt prea de vară, așa că le-am cumpărat pe astea, poate una dintre ele sau două o să le pun acolo. Mă că adică pot să modific farfurile în funcție de sezon. Din păcate, domnul care trebuia să mă ajute la pusul farfurilor încă nu a venit, a tot amânat, așa că nu avem farfurii încă de toamnă pe perete, însă le avem pregătite până atunci le folosim că doar sunt farfurii. Dar da, cum zice John, e sezonul farfuririlor uh, urâte. Urâte nu din punct de vedere estetic. Nu-i place că iau farfurile normale toamna um, și le înlocuiesc cu farfurile de toamnă. Farfurile pe care le folosim tot timpul, că eu nu le țin doar de bibelor sau pentru musafiri. Și nu-i place că e obișnuit cu farfurile albe simple cu bordură și iar începem cu farfurile astea. Și anul ăsta n-am mai comentat, n-am mai zis nimic și zic nu te plângi de farfurii? Că a început sezonul farfurilor urâte și ce? nu, m-am obișnuit. Abia aștept să vină ianuarie, că știi că după toamnă vin alea de Crăciun. Dar, da, așa că avem farfurii frumoase de toamnă. Îmi face plăcere să mănânc din farfurii frumoase. Și, până la urmă, o viață am, mă înconjur de lucruri frumoase și să mă bucur de ele, că nu o să le țin doar așa de bibelor, că după aia ce se întâmplă cu ele? Le folosesc, mă bucur de ele, mie îmi place vesela frumoasă. Și, în special, farfurile frumoase, îmi plac, nu știu, îmi face plăcere. Și doar nu cred că astea sunt singurele farfurii pe care le-am cumpărat. Am comandat un set, este o blogăriță care îmi place foarte mult, Julia, și are un nume de familie nemțesc, pe care m-ați învățat voi la un moment dat cum să-l pronunț, dar tot am uitat. Ea este blogărița care a avut blogul. Gel Meets Glam. Dacă ți minte și te pe videurile mele, la videurile mele, acum câțiva ani de zile am cumpărat foarte multe rochii de la Gel Meets Glam. Au avut propriul ei brand. Îl are, are acum altul, nu același, și făcea niște rochii foarte frumoase. Um, și încă mai am multe din rochile ei și îmi plac. Dar acum a început să facă, de fapt, anul trecut a făcut o colaborare cu Parry Barn, care este un, un brand din ăsta de chestii pentru casă, de la mobilă, farfurii, decorațiuni și de toate. Și mai calitativ, bineînțeles, și prețurile sunt mai mari. A făcut anul trecut o colaborare și țininte că mi-am cumpărat niște un cearșaf, fețe de pernă de la ea și un um, un chiveci pentru flori foarte frumoase, foarte feminine, foarte pe gustul meu și îmi place și Instagram-ul ei. Casa ei este decorată, bineînțeles, cu ajutorul unui um, arhitect și designer de interior, foarte frumos. Ei și a făcut și anul ăsta o colaborare cu Paul Barn și nu neapărat acum știu că o să dau vina pe asta, dar îmi place foarte mult stilul ei și îmi place munca pe care depune pune și îmi place să o, îi susțin munca și de când am auzit că o să aibă o, 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 o colaborare cu ea, am zis că trebuie să cumpăr ceva, vreau să cumpăr ceva ca să o susțin și pentru că îmi plac lucrurile ei. Ei și... Ce-am cumpărat, ce-am ales din toată, um, din toată colecția ei, am ales aceste farfurii. Astea sunt farfurii de desert sau de salată. Um, acesta este numele ei. Pentru cei care știți nemțește germană, acesta este numele ei de familie. Um, da, îmi plac la nebunie și sunt toamna pe farfurie, dar foarte frumoase și foarte feminine și ale vin de la set de 4, deci am 4 din astea, de fapt Parley Barn le vin de la set de 4. dar sincer, dacă cumperi un set de 4 de la ei, îți iese mai ieftin decât dacă cumperi uh, patru farfurii de la Anthropologie. Cu toate că nu ai mai scump să cumperi toate farfurile, patru farfurile deodată, dar în felul ăsta ai un set de, de patru farfurii și o farfurie de patru farfurii astea de cină, de mari, întinse, sunt extraordinar de frumoase și astea și una peste alta arată impecabil, așa. Și am zis că asta o să fie farfurile noastre anul ăsta de ziua recunoștinței, setul, pentru că sunt foarte, foarte frumoase. Și sunt foarte grele și foarte groase, adică se vede calitatea și îmi place că nu sunt făcute în China, sunt făcute în Indonezia. Nu știu de ce. Sincer, foarte multe chestii sunt făcute în India și mă bucur că se mai fac lucruri și în alte țări, cu toate că na, e... Tot o țară din Asia nu sunt făcute în România, cu toate că sunt sigur că ar fi putut fi făcute și în România, însă calitatea e acolo. Sunt grele, sunt uh, groase, nu e doar așa o, o chestie subțire, hai să punem un design și hai să o vindem, știi? Îmi plac la nebunie, sunt foarte, foarte mulțumită de ele și aveam nevoie de ele? Nu. Dar știu că o să-mi zici că păi Larisa, dar mai ai, locuri, mai ai loc pentru ele? Deasupra frigiderului am trei, um, trei dulăpioare micuțe și chiar nu am făcut ordine acolo zilele astea. Și una dintre ele le-am... O chestie pe care o fac eu, nu contează cât de mult țin la farfuria respectivă, dacă e ciobită, spartă puțin, eu o arunc. Nu-mi place. Adică am atât de mult încât nu e nevoie să țin o farfurie ciobită doar pentru că e o farfurie la care, care îmi place mie sau îmi completează setul sau așa mai departe. Asta e o chestie și mi-am făcut puțină ordine acolo și chiar este loc, adică nu este în prea loc să mai cumpăr în 100 de farfurii, dar am suficient loc și le folosesc pe toate. Așa că și îmi bucură sufletul. Astea sunt farfurile noi. Unul din brandurile mele favorite când vine vorba de produse, de chestii pentru casă sau de fapt de bucătărie, oală, tigaie, din astea pentru cuptor, tavă pentru cuptor, sunt cei de la Le cruset. Majoritatea produselor lor sunt făcute în, în Franța au o istorie, oalele lor din fontă sunt next level, îmi plac la nebunie, am foarte mult, am foarte mult, aia am câteva, sunt frumoase, țin, încerc să nu le spăl la mașina de, uh, mașina de spălat vase, încerc să le spăl de mână, să am grijă de ele, îmi place calitatea lor și sunt mult mai sănătoase decât o oală din asta de tefal sau de uh, din aia non-stick, nu prea îmi plac alea, încerc să le evit. Dar, pentru că deja am câteva produse de la ei, încerc acum să le cumpăr pe astea mai deosebite și îmi doresc de 2 ani de zile o oală de toamnă, pentru că deja am una de Crăciun normal. Trebuie și o oală tematice, dar le folosesc tot timpul anului, pe alea nu le pun în dulap și nu le folosesc. Dar dacă îmi cumpăr o oală, acum încerc să fie cu un capac mai deosebit sau cu un design mai deosebit ca să. Um, pentru că am câteva clasice, dacă mai întrebui o, al o altă dimensiune, atunci am măcar să fie așa mai funky, mai deosebite. Și am cumpărat una de cr de crăciun, de toamnă. E sub formă de dovleac. Și e din fontă, este de la Le Cruset făcut în Franța. Cred că oferă garanție pe viață sau ceva de genul ăsta. Eu nu am avut probleme cu produsele lor, dar din nou. Am o oală pe care am cumpărat-o prima din fontă și de aia n-am prea avut grijă, am pus la mașina de spălat vase și așa mai departe, până am dat -o eu bine de tot în care oale, uh, care, care e sănătoasă și care e bună pentru, pentru gătit și zic, o, oh, trebuie să am mai mare grijă de ele și pe următoarele produsele, curse pe care le-am cumpărat nu le-am mai băgat la mașina de spălat, foarte rar, dacă chiar sunt într-o extraordinar de obosită și uf, vreau să scap de spălat vase, o pun, le pun în mașina de spălat vase, dar majoritatea timpului nu. Și mi-am luat-o pe asta, sub formă de dovleac, este superbă. De obicei încerc să le cumpăr la reducere de la ei, n-am mai rezistat pentru că știu că astea, dacă intră la reducere, dacă mai rămân din ele, o să fie la sfârșitul sau la începutul anului. Um, și pe atunci nu mai are așa de mult farme cu dovleacul, am zis să fie acum de toamnă. Ți-am zis că am investit ceva bani în casă, în chestii noi pentru casă toamna asta. Și asta mi-a plăcut la nebunie. Uh, mi-a fost frica la început că o să fie greu de folosit din cauza acestor forme, însă nu, chiar nu afectează deloc, nu rămâne mâncarea prinsă pe acolo, e chiar foarte ușor de folosit. Și atunci când nu o folosesc, o țin pe aragaz, pentru că îmi place foarte mult cum arată. Și un alt motiv pentru care am comandat-o acum și nu așteptat să fie la reducere e pentru că am vrut culoarea asta. Mai aveau un uh, verde și mai aveau pe portocaliu, bineînțeles, dar am vrut culoarea astea. Bineînțeles, după ce am cumpărat-o la două săptămâni, după ce am luat-o, eu a și una pe vișiniu și zic, oh, de ce? Ca aș fi vrut-o pe aia pe vișiniu. Însă am ales cu asta pe alb și îmi place la nebunie. Îmi place și uh, butonul, butonul ăsta, nici nu știu cum îi zice, de la dovleac, așa, arată demențial și din nou, o țin pe aragaz atunci când nu o folosesc, când nu e în folosință, e un fel de decor pentru bucătărie, dar uh, o și folosesc. O și folosesc pentru că îmi place la nebunie. Sper că la un moment dat, sincer nu știu dacă acolo în bucătărie unde am pus, uh, am pus toate celelalte decorațiuni sau unde sper că la un moment dat să-mi fac așa un display unde să pun toate, toate oalele mele cruset pentru că sunt multe persoane care le colectează toate să fie în aceeași culoare. Eu nu fac neapărat colecții, că le folosesc și că am nevoie de ele. Mai aveam nevoie de o oală din asta medie, mărimea medie. Și am zis, dacă tot o cumpăr, să cumpăr una să fie mai deosebită sub formă de dovleac și o folosesc tot anul de zile, tot anul, nu doar toamna. Um, decât să cumpăr una roșie normală, doar că e roșie. Și sunt unele persoane care le colecționează și au toată colecția, tot, toate oalele roșii. Ei, mie îmi place așa multicolor, toate să fie, toate culorile și... Um, toate formele, de cum, cum, am nevoie. Așa că asta e ultima intrată în, uh, în colecție și să o pupe mama cât de frumoasă este ea. Chiar îmi place la nebunie. O altă chestie care am folosit-o, pe care am folosit-o anul acesta în toamnă, să îmi uh, facă casa mai frumoasă, să îmi prospeteze casa, este fața de masă făcută de bunica, de la bunica. Este o față de, față de masă din macrame, foarte frumoasă, foarte veche. O țin minte de când eram copil, că o punea bunica pe masa din bucătărie, nu din bucătărie, de la intrarea în casă, era tot timpul acolo. Foarte frumoasă, foarte calitativă și mă bucur că a ajuns în posesia mea acum și am pus-o pe masa din sufragerie și oferă așa un, îmi dă un aer mai boem, mai rustic, mai romantic, mai fain, nu știu, îmi place foarte mult și e special. De fiecare dată când trec pe lângă masă a zâmbesc puțin, e fața mea de masă. Și să nu spun că am fost la magazinul vintage din Venice, și am văzut una asemănătoare acolo, rotundă, și zic, „Masă masa mea e rotundă, stai să văd. Și era 150 de dolari. Hm. Deci, la vechituri era 150 de dolari, așa cum mă bucur că am fața de masă a bunicii și o să o păstrez pentru foarte mult timp. Sper pentru tot restul vieții mele. O altă schimbare pe care am făcut-o în uh, casă a fost, man, prietena mea, Vioma, m-a inspirat să adaug mai multe lămpi, să adaug mai multă lumină. Și în special seara te face să te simți așa mai bine, mai special. Și mi-am că lămpile mele aveam doar două în, în sufragerie, în sufragerie, în dormitor și erau foarte basic, așa, foarte monotone. Încă alu încă e basic și monotonă, însă asta de aici am cumpărat-o de la Estate Sale. Nu o să stea aici, asta o să o duc în Montana, însă până atunci o avem aici pe post de bibelou. Dar mi-am cumpărat una splendidă pentru, uh, pentru noptiera mea, pentru lângă patul meu. Și e un deliciu, e de la antropologie, am cumpărat-o, e deosebită și din când în când adaug și un buchet de flori acolo lângă ea pentru a face și mai, mai deosebită și mai specială. A fost puțin mai scumpicică, dar mi-am dat seama că am nevoie de lămpi mai deosebite, mai da, mai fanghi așa în, 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 viața mea și vreau să adaug unele și în sufragerie, încă mă gândesc une, unde, pentru că îmi aduc aminte acum câțiva ani de zile înainte să avem pe Johnny, aveam câteva lăm din astea mari în sufragerie și adăugau așa un aer de, de nu știu, de calmitate și lumina aia de la ele era foarte, foarte frumoasă în sufragerie. O să încerc să adaug din nou lămpi în, în casa noastră, cât mai multe lămpi, cât mai multă lumină. Am decorat puțin în bucătărie, am schimbat decorul din bucătărie, adică nu pe peste tot, dar am etajera asta pe care țineam și încă țin făină și alte preparate uscate, pentru că nu am, nu am o cămară în bucătăria mea și doar le-am pus pe alea acolo așa și niște cărți și gata. Anul ăsta am zis că nu trebuie să fac mai frumos și încă aștept să pun farfurile deasupra, Însă am decorat foarte frumos rafturile, cred eu că arată destul de bine și am păstrat și din, din cărțile pe care le folosesc cel mai mult, pe celelalte le-am mutat de acolo și um, cu mici obiecte pe care deja le aveam sau unele vintage, la mâna a doua cumpărate de peste tot, de pe unde le-am reușit să le adun, cred că unele de la Goodwill, unele din Montana și am dat așa un aer mai, mai romantic, mai rustic, mai... Mai cozi, mai, nu știu, mai pe gustul meu, și uh, mai frumos. Cred că trebuie să avem case frumoase, adică să fie pe gustul nostru, că cei pe gustul meu nu e neapărat și pe gustul altora, dar să fie frumoase, să ne facă să ne facă fericiți, cu toate că nu tot timpul este ordine și disciplină. Și am folosit și câteva uh, roșii asta mare, am folosit-o, o aveam de atât de mult timp, o am într-un dulap și o păstrez când fac mai multă mâncare și avem oaspeți și o pun pe masă, însă restul timpului stă ascunsă și e atât de frumoasă am zis, gata, trebuie să te pun acolo să te văd tot timpul. Și așa roșia e o chestie de toamnă, cu toate că vara e când cumpărăm cele mai multe roșii, dar acum la început de toamnă încă sunt disponibile. Și de anul acesta o să încerc să decorez mai mult cu chestii vintage și sper să nu cumpăr, până acum nu am cumpărat nicio decorație de toamnă nouă și sper să nici nu mai cumpăr. Am suficient, o să scot și dovlecii, după cum am spus la începutul videoului, mai încolo. Câțiva dovleci pe aici, pe acolo, prin casă, dar nu o să exagerez și nu, nu vreau să mai cumpăr mult, multe decorațiuni astea tematice pe care pot să le folosesc doar o dată, o dată, o lună de zile pe an și pe urmă în restul timpului trebuie să le țin puse undeva într-o cutie și să ocupe loc. Așa că am suficiente pe alea pe care le folosesc, pe care le am, o să le folosesc, nu pe toate deodată și e, e suficient. Pe canapea am pus o, o perinuță pe care o am sub formă de dovleac, cumpărată, cred că, de la Target de acum un an sau doi și este mai mult decât suficient. A, și cred că, de fapt, mai am una portocalie și e suficient. Așa e toamna în, în, casa noastră. Și acum hai să trecem la un alt capitol de toamnă și anume hainele de toamnă. Sunt norocoasă că nu e foarte frig în elei, câteodată toamna e cam aceeași temperatură ca și vara, însă de obicei mai punem doar o geacă pe noi, un sacou, o ceva, un pulover pe noi și gata e, suntem îmbrăcați de toamnă. Și anul acesta, de, cred că de când m-am întors din România nu mi-am cumpărat nicio haină nouă. Mm -mm. Deci nu, n-am cumpărat nimic nou. Um, am pe listă o fustă pe care cred că o să o cumpăr, nu știu, mai aștept o săptămână, două și pe mă decid dacă vreau să o cumpăr și o roche. Atât am pe listă, noi mă mai gândesc. Fusta are mai multe șanse să fie cumpărată decât rochea. Chiar și cei de la Hill House au, au scos vreo două colecții noi și eu tot nimic. <laughs> nu, adică sunt frumoase, dar unde scor cum am suficiente... Um, rock în stilul lor, am suficiente rochi, nu știu. Dar am găsit câte ce, câteva piese mai statement la second hand de toamnă și le-am cumpărat pentru că erau la prețuri foarte bune și cred că o să-mi să, -mi, o să mă ajută să mă prosfătesc puțin garderoba de toamnă și să fie mai, mai ieșit așa din comun. Uh, și sunt calitative. Mă uit tot timpul la materiale, nu să cumpăr doar pentru că mm, arată bine și atât. Și primul obiect pe care l-am cumpărat este acest sacou din lână, 100% din lână, cu carouri care merge și iarna, nu neapărat doar toamna, însă chiar și toamna. Uh, da, nu are niciun defect, este din lână, este vintage și a fost 7,99 dolari, nu mi-a venit să cred. Este, cred că e vintage, da, e vintage pentru că are etichete din asta veche. Uh, da, mi-am dorit de foarte mult timp un, fie un palton, fie un sacou cu carouri așa sau chiar și o fustă din lână, însă de obicei când le găsesc, le găsesc foarte scumpe și nu mai vreau să mai cumpăr doar plasticuri, dar asta a fost o achiziție foarte bună. Și acum dacă vreau să îl elevez puțin, aș putea să schimb, să schimb nasturii cu unii, nu știu, aurii sau argintii așa mai mari, însă chiar și așa cu nasturii ăștia pare, pare foarte frumos. Am de gând să-l port peste o roche, am de gând să-l port cu doar cu blugi și cu o bluză pe dedesubt sau chiar și un pulover Peste un pulover, peste o bluză, cred că o să arate foarte, foarte bine și o să țină și de cald, că până la urmă asta este scopul unei, uh, unei geci, unui, uh, unui uh, sacou. Am observat că în LA sunt foarte norocoasă la găsit geci și sacouri și paltoane la magazine second hand. Cred că toată lumea se uită la bluze, toată lumea se uită la rochii, dar nu foarte multă lume se uită la deci am ajuns la stadiul în care nu mă mai uit la secțiunea aia pentru că zic, iară găsesc ceva foarte bun și iar o să cumpăr și ce fac cu toate astea. Pentru că uh, sunt unele chestii la care mm, nu, vreau să, nu vreau să renunț că e o ofertă prea bună și că sunt foarte faine. O altă chestie care mi-o doream de foarte mult timp uh, pe lângă un sacou cu carouri și de fapt îmi plac în general sunt sacourile militărești. Uh, sacourile, pentru că merg foarte bine cu dungile și după cum știi, mi îmi plac dungile, nu știu, de fiecare dată când pomnesc dungile, porc ceva cu dungi. Dar, da, mi-am dorit foarte mult ceva de genul acesta. De obicei, din nou, calitative sunt scumpe. Am un sacou uh, de la Zara de foarte mulți ani de zile și care îmi place foarte mult, însă este mai mult așa de primăvară decât de toamnă și iarnă. Dar, am găsit la Goodwill acest sacou, care nu cred că este neapărat militaresc, e ceva uniformă, s-ar putea să fie de pilot, nu știu sigur, sau poate ceva militaresc, e puțin mai oversize, însă îmi place la nebunie. Este, într-adevăr, o uniformă pe bune, că scrie în interior ceva de uniformă, însă nu scrie... Uh, pentru ce companie, zice uniformă făcută de bla 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 și din nou, este din lână și bumbac are, nu are niciun defect. Chestia interesantă aici că are aerisire, dar așa e făcut el sacoul. Nu am mai văzut în viața mea așa ceva. Pe lateral, da, numai pe o parte. Nu știu dacă e, aveau ceva anume aici, dar mie mi se pare că e mai mult de aerisire, o gaură așa, ca să nu-ți fie prea, nu știu, s-ar putea ca să bat câmpii și să nu fie așa. Însă este superb acest sacou, mi-am dorit foarte mult. Și de obicei, când le găsesc chiar și la magazine second hand pe astea, sunt la prețuri astea ridicole de mari, adică 50, ce 50? 100, de la 100 în sus. Ăsta a fost 15 dolari. Tot de la second hand am cumpărat această um, jachetă, sacou, că nu, e, nu are nasturi, este așa mai de seară, dar sincer eu aș purta-o și ziua cu o și un tricou alb sau o bluză albă și elevează orice ținut din asta basic, așa. Este Zara, dar este Zara Premium Collection, ceea ce uh, înseamnă că are o calitate mai bună. Și asta de la Zara Premium Collection, nu știu, ultima dată când m-am uitat, eu cred că era 100 și ceva de dolari, ceva de la Premium. Dar ții minte când a apărut colecția asta, acum ceva ani de zile, că mi-am dorit geaca asta, însă mi s-a părut mult prea scumpă. Este făcut în India, e catifia și toate mărgelele astea nu cred că sunt cusute de mână, însă chiar și cu mașina sunt cusute foarte bine. Nu văd să fi căzut vreuna bine, dar sunt atât de multe încât sincer nu am uitat la fiecare, dar adică nu am văzut cu ochiul liber așa un defect și din nou a fost 15 dolari, mi s-a vrut un preț foarte bun și pentru toamnă e, eu o geacă foarte faină, foarte, un sacou foarte interesant. Și știi că eu nu, prea, eu nu cumpăr Zara, în special Zara, nu cumpăr Zara nou, dar cumpăr Zara la mâna a doua. Și am mai găsit acest, această cămașă, cum se poartă acum cămașile astea mai, mai oversize și mai groasă, că este lână, 70% lână, 30% poliester. În mod normal nu cumpăr din astea, nu le cumpăr noi, uh, poliester cu lână, combinații în astea ciudate. Însă am găsit asta la, la Second Hand Zara din 97-99 și mi se pare de toamnă o jachetă perfectă cu toată chicămașa. Vrei să ieși seara la o plimbare în natură, vrei, uh, mă duc repede să le iau pe genul de la școală, mă duc la sală, dar nu vreau să-mi iau o geacă groasă pe mine, pun asta deasupra. Mi se pare că are foarte multe întrebuințări în și are așa și culorile astea uh, tomnatice. Îmi place că nu e doar cu carouri, adică are carouri, dar nu sunt atât de bine definite, așa mai whimsical, nu știu. Chiar, chiar mi-a plăcut foarte mult, m-am uitat de multe ori la astea în magazine, în special la Target, însă era 100% din poliester și am zis că la nu o să țină neapărat de cald, numai te face să transpiri. Și o jachetă atât de, nu știu, de două, trei sezoane, dacă asta militărească, cred că o să o am pentru restul vieții mele și o suport în multe combinații și calitatea e acolo. Asta mi se pare că peste trei ani de zile, dacă s-ar putea chiar și anul ăsta, dacă mai vedem pe cineva că le poartă, o să fim oh, asta e așa de 2020 sau 2023. Cred că prin 2020 au început să apară aceste cămăși mai groase, așa, pe post de jachetă. Așa că știu că nu o să dureze uh, trendul ăsta foarte mult și mă simt mai puțin vinovată pentru faptul că am cumpărat-o la mâna a doua și o folosesc și eu câțiva ani de zile și până o pot să o donez din nou la Goodwill și o cumpără altcineva. Și mă simt mai puțin vinovată că nu am cumpărat ceva nou care a fost creat pentru mine și m-am bucurat de el sau l-am folosit un sezon, două, cât a fost trendul și pe urmă gata, m uitat de el. Vedeta garderobei mele de toamnă de anul acesta cu siguranță va fi acest trench. Știu că ți l-am arătat, dar acest trench Burberry pe care mi l-am dorit atât de mult timp și pe care l-am găsit tot la un magazin second hand cu un preț cred că am dat 300 de dolari pe el sau ceva de genul ăsta. În jurul a 300 de dolari, ceea ce nu mi-a venit să cred. Adică, ah, și are căptușală în interior uh, de cașmir pe care poți să o dau jos, plus că... adică poate fi folosit atât de toamnă cât și mai spre iarnă, dacă nu este o iarnă foarte friguroasă și mi se pare extraordinar. Nu are niciun defect. E clasic. Trenciul ăsta vorbării, adică a fost copiat de atât de multe ori și cred că Multe persoane au o, nu neapărat o imitație, dar o versiune a acestui trench în garderoba lor și îmi place la nebunie. Abia aștept să-l port, abia aștept să fie suficient de răcoare afară încât să-l încât să port. Și da, pot să-i dau căptușala aceasta de, de de cașmir jos și să fie doar așa mai, mai light. Dar da, e un staple și nu vine să cred că l-am găsit la second hand. Uh, nu l-am găsit la Goodwill, într-adevăr, dar uh, e o să fie și e vedeta garderobei mele de toamnă. Pe urmă, o altă chestie care îmi place să port toamna sunt salopetele. Am, cred că, două salopete de toamnă, două-trei. Una de la Banana Republic. Și cum le fac eu să fie mai de toamnă, că s-ar putea să fie subțirie, îmi place să pun de sub să fac layering și să pun de sub o bluză de o bluză cu un special. Și dacă totul mi este uh, frig sau e mai răcoare afară, pot să pun o geacă, o geacă de blugi deasupra, un sacou și atunci îmi ține mai de cald și am schimbat puțin uh, feng uh, acelei ținute. Am găsit o salopetă care nu știu sigur cât de iarnă este, cât de, de, de toamnă este, dar e culoarea roșie și cred că poate să, poate să inspire toamnă puțină. Cred că roșu e o culoare de toamnă. Este de la Dickies. E un, Nu știu, am crezut că ăștia fac... Nu știu, schimbă anvelope, dar cred că e un brand de haine habar nu am. Mi-a plăcut foarte mult că eu o, o, salopetă lungă pe care aș vrea să o port cu bluze cu dungi pe de, pe, dedesubt și pe urmă să pun o geacă de blugi sau nu știu, o altă, o altă jachetă deasupra și să o fac de toamnă. Pentru că e lungă, dar e cu mânecă scurtă. Sincer, are mâneca scurtă, dar vara nu mă văd purtând salopeta asta atât de lungă și atât de grea. Și cred că aș transpira foarte mult în ea. Așa că vreau să o transform într ceva de toamnă. Și da, din nou am cumpărat-o de la Second Hand. Ha, ce, ha, ce șoc! Și tot de la Second Hand am zis că nu mai am cumpărat nicio roche Hill House, însă am găsit una la Second Hand și este cu un imprimeu foarte frumos de toamnă, iarnă, cu carouri și cred că merge foarte bine îmbrăcată cu o bluză neagră de sub sau cu o helancă și fie cu balerin, fie cu cisme, poate fi transformată în ceva de, de toamnă sau chiar și așa cum este cu un sacou, cu sacoul roșu deasupra și cu balerin, e toamna într-o chipată. Da, sunt foarte multe de garderoba mea de toamnă și nu-mi vine să cred că nu am nu cumpărat nimic nou anul acesta de toamnă și în felul ăsta, nu știu, am economisit bani, am cumpărat chestii, cred că, mai calitative și am fost mai selectivă cu ele, nu am cumpărat tot ce am, am, uh, am găsit. Da, cam asta este garderoba mea de toamnă, cam în felul ăsta mi-aduc eu toamna în viața mea, chiar dacă a venit sau nu afară și, nu știu, mă fac să mă simt mai... Uh, mai calmă. Cred că de asta am nevoie toamna asta, de calmitate, de coziness, de um, timp petrecut acasă, timp petrecut cu familia. Și toate aceste produse ajută la um, aducerea acestei stări de, de, de toamnă, de liniște în viața mea. Sper că ți-a plăcut acest video. Nu uita să te abonezi, să apeși butonul de like și ne vedem data viitoare. Te am pupa, ciao!